Părinte, mulțumesc tuturor care ați venit și n-ați fost în gândea să ploaie o mică amenințare. Și am reușit să învingem potignelile tehnice care v-am întâlnit. Primul lucru pe care vreau să-l spun despre acest film, un mic documentar, el e puțin mai mare, încă vreo 10 minute, cu un interviu cu părintele care a apărut acolo de la Strasbourg, dar acesta era, de fapt, esența lui. Am fost binecuvântată să am bucuria, un fel de răsplată, a ceea ce am făcut. De multe ori sunt extrem de bucuroasă și mulțumesc în fiecare clipă lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna când faci ceva, simți nevoia unei confirmări. Mai ales când o faci așa, pe dos, cu toate contrasensurile, fără aprobări, fără nimic, dar știi că trebuie să faci aia și primești acest răspuns, este extraordinar. Cam din toate filmele pe care le-am făcut, spectacolele, am avut acest răspuns, această răsplată. Dar aici, cu asupra de măsură. Pentru că în momentul în care am difuzat pe post, filmul l-am făcut în 2002 și l-am difuzat pe post pe TVR2, am primit foarte multe telefoane de la oameni din județul Călăraș, de pe aici, de pe jur, Ialomița, ceva de genul ăsta. Dar au fost mai mult de 10 care mi-au mulțumit că văzând acest film, au aflat locul unde bunicii, frații, părinții, ce-or fi fost, odihneau. Deci aveau nevoie de o cruce, de un loc unde să ducă, să aprindă o lumânare. Nu aveau, dispăruse. Știam ceva de genul ăsta, îmi povestise bunicul din partea tatii și aveam tot felul de povești, însă până când am văzut acest cimitir, care m-a imaginat de la început, m-a copleșit, cimitir despre care știam, și asta e o informație importantă, că e cimitirul în care comunitatea românească se strânge, cum am spus, de înălțare, de ziua eroilor. Și regele Mihai, care avea o interdicție de a ieși în timpul exilului în mijlocul comunității românești și să se exprime, a ieșit prima dată la Sulzmar în 1976. Și Maradina, vechiul Remus. Așa cum doar l-am cunoscut la Paris și el era în permanență foarte legat de acest cimitir. Sunt două mari cimitire pe teritoriul Franței. Unul este la Dieuz, tot aproape de Strasbourg, cam la 35 de kilometri, mi se pare, de Mainz, care are aproape 1000 de morminte de militari români. Cel de la Sulzmat are vreo 600 și ceva cu cele două gropi comune. Ce vreau să mai spun legat de asta? În Europa mai sunt, este cimitirul de la Svolen din Slovacia și mai sunt morminte plasate în diverse cimitire. De pildă am văzut la Aachen, câteva în cimitirul din Aachen, câteva morminte de militar român din primul război mondial. Sunt însă foarte multe în Federația Rusă. În Federația Rusă sunt și, mă rog, am zis că statul român urmează acum să facă un amplu cimitir, un mai mare, așa, cu osemintele celor care au murit la Stalingrad. Tata a fost prizonier acolo, da, s-a întors. Și în Federația Rusă sunt 24.000 de morminte, 7.000 obișnuite și 17.000 în lagărele NKVD-ului. Militari, soldați, români. Pentru că nu odată am auzit predicile părintelui vorbindu-ne despre cultul învierii, care ar trebui să ne, pe care ar trebui să-l trăim tot timpul, așa, ca bun creștin, în general, dar cred că în special în perioada asta, când ne pregătim să întâmpinăm învierea Mântuitorului. Și din cauza asta, cu acest gând,
deci cele trei momente de astăzi, l-ați văzut pe primul. Al doilea este capela Sturza de la Baden-Baden, o celebră stațiune în care veneau toate capetele încoronate, aristocrația întregii lumi a Europei în primul rând, unde domnitorul Mihail Sturza, care a abdicat după 1848 și a s-a exilat în Franța și a avut un palat și la Baden-Baden, a construit această capelă ortodoxă pentru românii din afara țării, în memoria fiului său de 17 ani, Mihail, care, într-un mod cu totul și cu totul neașteptat, a plecat din această lume la 17 ani. Tot în 2002 am filmat și acolo și era, o să vedeți, superiorul, așa se numește capelei, explică toate datele. Sunt aduși acolo stejari din Moldova, sunt arborii Segvoia, sunt niște lucruri extraordinare și e un teren românesc. Vă rog să vă mulțumesc. Ah, băi, iertare, domnul doctor.